Anunțată în premieră de Mușcel TV, adevărata lovitură de imagine a echipei Aru este transferul lui Simon Măzărache. Jucătorul a revenit acasă după 8 sezoane petrecute în primele două eșaloane ale fotbalului românesc. În Liga 1 are 101 jocuri, iar ultima oară a evoluat la Petrolul Ploiești. Cu ce gânduri te-ai întors? Cât de greu a fost să te convingă? Nu a fost foarte greu, că eu oricum voiam să iau decizia aceasta să mă reîntorc acasă. Cred că am dat un interviu și acum, cred că de vreo 3-4 ani de zile, am zis când este un proiect în care eu am încredere, o să mă întorc, pentru că această echipă mi-a oferit totul. M-a luat de acasă și mi-a dat, pur și simplu mi-a dat tot ce am acum. Te-a dat fotbalului mare. Corect, cum sunt de aici, am plecat la Craiova și cred că e datoria mea să mă reîntorc și să readuc, așa, nu știu, pot să zic, speranța că o să fie iar fotbalul care a fost odată la Câmpul Lung. Câte goluri îți propui să dai? Nu îmi propun să dau foarte multe goluri. Eu vin și îmi place să muncesc și să aducem echipa asta unde este locul. Pentru că e o echipă care are nume, o echipă care, știți dumneavoastră, a făcut performanță în România și cred că e datoria noastră să venim, care am plecat de aici, să ne întoarcem înapoi și să aducem fotbalul acolo unde este locul. Pentru că vedeți noastră și acum avem foarte mulți care joacă la Liga 1, cred că sunt vreo 5 sau 6 și cred că avem multe talente și cu răbdare multă și ăsta cred că trebuie să dăm înapoi tot ceea ce... O să ai alături pe Mihai Costea și pe Andrei Nilă, atac de Liga 1. Da, așa este, pentru că au foarte multă experiență, cred că nu mai au niciun fel de prezentare și mă bucur să evoluez alături de ei. Minim 10 goluri în returul ăsta? Eu sper să fie mai multe, dar acum să vedem. Încrezător în forțele lui Simon Măzărache s-a arătat și team managerul Daniel Gheorghe. Credem și noi că este o lovitură de imagine propice clubului nostru. Prin aducerea lui Simon Măzărache, cumva proiectul nostru se întărește. I-ați stabilit un target, un număr de goluri pentru returul ăsta? Nu, în primul rând să fie sănătos, sunt cu sigur că o să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul acela de a termina pe primul loc și a merge la barajul de promovare, luând-o etapizat. Avem mare încredere în venirea lui. Încântat de ce a descoperit și ulterior de ceea ce i s-a prezentat, Simon Măzărache va face parte din proiectul Aro Academy, urmând să fie unul dintre antrenorii grupelor de copii și juniori din cadrul Academiei. Cum ți-a fost prezentat proiectul? Un proiect foarte, foarte bun, pentru că eu am fost invitat, nu știu dacă știți, înainte de Crăciun să împărțim niște cadouri și când am văzut despre ce e vorba, m-am încântat foarte mult, pentru că am văzut că sunt niște oameni în spate care vor să facă performanțe, niște oameni care par serioși și a fost foarte ușor, nici nu cred că în 10 minute n-am înțeles. Și Academia te-a impresionat? Normal, m-am dus, mi-a prezentat tot ceea ce este și am încredere foarte mare în acest proiect.